Gest altruist al unei echipe de jandarmi din Constanța. Oamenii legii sesizați de un bărbat au înapoiat mai multe bunuri personale unui turist care le pierduse. Este vorba despre o geantă de plajă în care se aflau inclusiv cheile de la o mașină. După ce și-a recuperat geanta, turistul a povestit că aceasta i-a dispărut de pe plajă atunci când a intrat în apă. Nu se știe cum geanta a ajuns pe faleză în piațeta de la Perla, unde a fost observată de un bărbat care i-a alertat pe jandarmi. Aceștia din urmă au început să întrebe pe plajă și în zona dacă cineva și-a pierdut cheile de la autoturism, iar alți doi au căutat mașina. În cele din urmă, oamenii legii l-au găsit pe proprietar, care este din galați, și au mulțumit oamenilor legii pentru gestul lor.